Învățătoarea a predat un an la clasa pregătitoare, apoi a plecat ca director la o altă unitate din Craiova timp de un an. Acum, când s-a întors la post, părinții au depus o sesizare la conducerea școlii, reclamând comportamentul agresiv al dascălului pe care l-ar fi avut față de copii în primul an de școală. Conducerea unității de învățământ a aflat abia acum despre aceste acuzații și speră la reconciliere. În acel moment când au lucrat împreună, niciodată părinții nu au venit la mine să mă înștiințeze că ar fi niște probleme la clasă. Ce spun părinții? De ce o acuză pe doamna învățătoare? În principal pentru un comportament uneori mai dur, în sensul că pe cei copii nedisciplinați sau care poate nu au învățat, îi pune să stea cu capul pe bancă, că folosește un arătător ca să le atragă atenția, nu să-i lovească, dar dând cu el în bancă sau în tablă. Doamna învățătoare a negat reproșurile aduse de părinți. Este adevărat, reproșurile, repet, au fost făcute pentru o perioadă de acum 2 ani de zile. Inspectoratul Școlar Județean spune că nu a mai avut reclamații până acum la adresa dascălului, dar a deschis o anchetă. Inspectoratul Școlar Județean Dorj a demarat o anchetă trimițând un reprezentant al inspectoratului la Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe ca să putem vedea ce s-a întâmplat acolo și ce măsuri se pot întreprinde în continuare. Părinții au evitat să facă publice reclamațiile, iar până la terminarea semestrului întâi își duc în continuare copiii la școală pentru a nu risca unele măsuri împotriva lor. Situația copiilor aflați acum în clasa a doua va fi hotărâtă cel mai probabil în semestrul al doilea, după ce părinții vor afla și rezultatul anchetei inspectoratului școlar.